IPAESA a lansat la Craiova pe 1 august un nou proiect ce se va derula până luna mai anul viitor, cofinanțat din Fondul Social European prin programul Capital Uman 2014-2020. Proiectul se adresează angajaților, managerilor și antreprenorilor din întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și adapteze activitatea pentru acestea. Este vorba de domenii precum turism și ecoturism, textile și pielărie, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informației și telecomunicații, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii. Întreprinderile trebuie să-și desfășoare activitatea într-unul din județele regiunii Oltenia, Dolj, Gorj, Olt, Mehedin și Vâlcea. Vorbim peste tot pe de o parte, de faptul că piața muncii trebuie să fie mai bine formată. Avem nevoie de oameni bine instruiți exact pe domeniile de activitate, dar acum ne punem problema ca și staful de conducere al unei firme să aibă competențe pentru conducerea eficientă a firmei pe care o reprezintă. În acest context se realizează acest proiect care își propune să formeze un număr de 320 de manageri. Manageri înseamnă pur și simplu conducători ai locurilor de muncă din întreprinderi, nu orice fel de întreprinderi, ci exact întreprinderile care au fost prevăzute în planul strategic al regiunii Oltenia pe specializare inteligentă. Cu alte cuvinte, acele direcții care au fost identificate să aducă valoare adăugată pentru această regiune. Încă o dată, aceste direcții, pentru a fi la nivel internațional competente, au nevoie de competența managerilor. Acesta este în general proiectul. Proiectul are, să spunem, două mari categorii de servicii pe care le facem. Pe de o parte, cursuri îndreptate în favoarea managerilor de întreprinderi, competențe antreprenoriale, manager de proiect, manager de inovare. Și aici vreau să spun că se lansează o multitudine de proiecte dedicate întreprinderilor inovative și mulți dintre manageri, dacă nu marea lor majoritate din regiunea Oltenia, nu știu cum să pună în evidență și în valoare întreprinderea dânșilor, cum să înregistreze activitățile pe care le fac pentru a dovedi că sunt întreprinderi inovative. În momentul în care dovedesc că sunt întreprindere inovativă, pot să accesez fonduri pentru dezvoltare. Este una din componentele pe care le vom prezenta ca avantaje pentru firme, pentru a atrage mai multe fonduri în favoarea dezvoltării firmei respective. Pentru manageri și antreprenori vor fi organizate cursuri de specializare în competențe antreprenoriale și cursuri de perfecționare ca manager de proiect și manager de inovare. Se vor organiza de asemenea seminarii și workshop-uri cu teme ca managementul fondurilor europene, management strategic, inovare și transfer tehnologic, managementul calității, marketing strategic. Pentru angajații din departamentele de resurse umane vor exista două cursuri de specializare ca manager resurse umane și inspector resurse umane, precum și seminarii cu tematică de profil. Către firmele particulare este îndreptat și acest proiect, către IMM-uri, în principal cu scopul de a le dezvolta. Regiunea Oltenia nu este una din regiunile privilegiate din punctul de vedere al dezvoltării. Din punctul de vedere al atragerii de fonduri, putem să fim pe locuri mai bune, motiv pentru care avem nevoie de oameni competenți. În perioada următoare, fără a fi decât așteptări, se prefigurează proiecte atât pe resursa umană, proiectele de tip POCU. În continuare vor fi proiecte cross-border România-Bulgaria, România-Serbia, dar și proiecte îndreptate în principal în favoarea IMM-urilor pentru dezvoltare. Aceasta înseamnă, pe de o parte, linia de inovare
care se tot vorbește în Europa de mulți ani și noi începem să o luăm în considerare, sper, măcar acum, pentru atragere de fonduri, și pentru acest lucru trebuie să știu ce fonduri pot să atrag, ce trebuie să dovedesc că am ca și competențe în firmă și să fiu pregătit să atrag aceste fonduri. Vor fi fonduri și pentru dezvoltare de noi produse, noi echipamente, m-am dus către firmele productive, dar și fonduri adresate în principal firmelor care realizează servicii. Deci mă aștept să fie fonduri, da? Cum regiunea Oltenia este oarecum vitregită de valoarea fondurilor, nu neapărat de numărul de proiecte, este loc de mai bine. Motiv pentru care încă o dată încercăm să formăm personalul pentru a avea competențele și în vederea atragerii de fonduri, dar și al managementului eficient al firmelor. Apropo, am tot vorbit și pentru mine e în continuare o nebuloasă. Am vorbit de salarii mărite, necesarul de salarii, dar nu am vorbit niciodată despre eficiența la locul de muncă. Care e mai important, salariul sau eficiența personalului? Cred că cele două lucruri merg mână în mână, dar întâi trebuie să fiu eficient pentru a putea accesa un salariu. Cel puțin în zona privată, aceasta este regula. Acest lucru încercăm să-l facem și prin acest proiect. Participarea la cursurile și activitățile proiectului este gratuită pentru persoanele din grupul țintă, proiectul beneficiind de o finanțare nerambursabilă de peste 1,5 milioane de lei. Spitalul din Segarcea concurează cu unități medicale mari la capitolul dotării. Condusă de un medic de origine iraniană, îndrăgostit de Oltenia, unitatea are un laborator performant de analize medicale și multe alte investiții realizate în ultimii ani. Saloanele au fost recent renovate și dotate cu aer condiționat, televizor și frigider. În spital pot să vă spun că întotdeauna există nevoi și nevoi și nevoi. Dar pot să vă spun niște proiecte care le avem până la sfârșitul anului. Este înființarea compartimentul de oftalmologie, pentru că avem în ambulatorii aparatura de ultima generație, care cu ajutorul Consiliului Local și Primăriei Segarcea am cumpărat această aparatură și am chiar săptămâna trecută am luat aprobare de la Consiliul Local pentru înființarea acestui compartiment și trebuie să trimitem la minister și ministerul, eu zic că nu avem probleme și o să ne aprobe acest compartiment în cadrul secției de chirurgie 5-4. În toamnă avem de gând să înființăm și un compartiment de oncologie, pentru că avem afecțiuni oncologice în zona noastră, din păcate foarte mare, multe afecțiuni, și am hotărât în Consiliul Medical să înființăm și aceste, în cadrul secției de ortopedie, facem și 5-4 de oncologie, atât necesar pentru pacienții care sunt aici. Încercăm să acoperim prin aducerea medici tineri, să acoperim toate specialitățile, să nu mai trimitem și așa aglomerat la Craiova. Luna trecută, spitalul din Segarcea a primit o donație din partea Mitropoliei Oltenia. Este vorba despre un aparat pentru dezghețarea plasmei și încălzirea sângelui, necesar pentru înființarea unei unități de transfuzie de sânge. Întreaga donație se ridică la suma de 70.000 de lei. Este vorba de două echipamente medicale absolut necesare pentru ca spitalul să poată să înființeze aici o unitate de transfuzii sanguine. Este vorba despre o combină frigorifică tip bancă de sânge și de asemenea un aparat de dezghețat
plasma și încălzit sângele, un echipament absolut necesar în cazul transfuziilor de sânge ce urmează să aibă loc în acest spital. Aceste aparate nu existau în dotarea spitalului și mai mult decât atât, din cauza acestei situații a lipsei acestor echipamente, spitalul nu avea înființată, nu avea în structura sa o unitate în care să asigure transfuzii pacienților ce se adresează spitalului Segarcea. Tocmai de aceea, în al preasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei a decis să venim în sprijinul comunității și în sprijinul spitalului, oferind aceste echipamente medicale și totodată dându-le dânșilor posibilitatea de a avea aici o unitate de transfuzii. Este practic, Arhiepiscopia Craiovei consideră că gestul pe care îl facem astăzi prin donarea acestor echipamente medicale este un gest firesc, un gest de responsabilitate, este expresia dragostei pe care biserica o are față de credincioși și nu este altceva decât un dar pe care noi îl facem comunității în baza darurilor pe care biserica de asemenea le primește de la credincioși. Nu este altceva decât o întoarcere a generozității pe care oamenii o arată bisericii, iar biserica mai departe întoarce această generozitate cu bucurie către credincioșii săi. În această unitate spitalicească sunt internați anual peste 5.000 de pacienți, iar zilnic 15 bolnavi au nevoie de transfuzie de sânge. Asta depinde și de intervențiile chirurgicale, că noi, de fapt, compartimentul de UTS, de centrul de transfuzie, unitatea de transfuzie de sânge, am făcut-o pentru intervențiile chirurgicale mari, care mai facem și noi aici, având în vedere că suntem în spitalul de gradul 4, nu avem voie mai multe intervenții mari făcute, dar avem niște intervenții care necesită transfuzii de sânge. Așa cum am spus, noi am făcut acest compartiment pentru că am avut acreditare care, din fericire pentru spitalul nostru, am luat o notă mare, aproape cea mai mare notă în județul Dolj. Din păcate n-am avut acest compartiment, dar cu ajutorul Mitropoliei și asta am reușit, că nu aveam banii necesari pentru aparatură și din datorită dânșilor am reușit să înființăm și aceste compartimente. Ne descurcăm prin aducere, aveam contract cu centrul de transfuzie din Craiova și când aveam intervenții, luam de acolo. Dar acum, de fericire, am reușit să facem și asta. Donația face parte dintr-un program amplu de ajutorare a spitalelor derulat de Mitropolia Olteniei. Este de obște cunoscut că cel mai de valoare lucru în lumea aceasta este să fii sănătos. Pentru că sănătatea este aceea care ne ajută să dobândim toate lucrurile folositoare pentru noi și în același timp să ne atingem scopurile în viața noastră. Așadar, pentru faptul că suntem uneori bolnavi și avem nevoie de spital, avem nevoie de îngrijire, ne-am gândit că cel mai bun lucru, deși de folos, este ca să facem un cadou pentru spitalul din Segarcea, această aparatură necesară pentru transfuzii și pentru sânge. Ne-am gândit de asemenea că sângele este viața și că viața este cea mai importantă dintre toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat. Așadar, a dărui sânge, a dărui viață sunt lucruri esențiale creștine și în același timp sunt specifice bisericii noastre care întotdeauna s-a îngrijit pentru viața credincioșilor de la frage de copilărie până la trecerea din lumea aceasta. Anul trecut am oferit aparatură similară pentru Spitalul Filantropia din Craiova și desigur că intenția noastră este aceea de a continua să sprijinim prin această formă, dar și prin alte forme de întrajutorare, prin intermediul unor proiecte sociale, așezăminte sociale, să venim în sprijinul oamenilor care au nevoie de suportul nostru. Spitalul din Segarcea ar mai avea nevoie de aparate medicale, dar și de specialiști pentru a putea fi considerat cu adevărat un model de unitate medicală în Oltenia.
Drumul județean 561B Segarcea-Zăval va fi reabilitat cu bani europeni. Consiliul județean Dolj a semnat documentele prin care va obține finanțare pentru modernizarea unui tronson de 12 km între localitățile Padea și Valea Stanciului. Investiția va ajunge la peste 6,5 milioane euro și va dura 3 ani. Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Agenția de Infrastructură Rutieră din Sofia. Am semnat proiectul de finanțare de colaborare transfrontalieră numit și Interreg cu bulgarii, un proiect pe care am mai încercat să-l facem și în trecut, dar așa cum știți, proiectele pe care le facem cu bulgarii trebuie să fie făcute în oglindă și să avem parteneri viabili și serioși și în partea cealaltă de Dunăre. Îi avem parteneri serioși și viabili, însă omologii noștri din Bulgaria nu au autonomia autorităților publice din România și de aceea trebuie să aibă aprobări de la Sofia. Și iată că uneori ne-au tras și pe noi după ei și n-am putut să finanțăm proiectul pe care ni l-am propus. Investițiile realizate prin proiect vor respecta măsuri inovatoare de siguranță, așa cum cere Uniunea Europeană. E un lucru care ne bucură foarte mult, pentru că, în primul rând, trece printr-o comună foarte mare și cu oameni foarte harnici, așa cum este comuna Valea Stanciului, pe unde trecem cu un drum făcut pe fonduri europene, știți foarte bine că înflorește comuna, că facem trotoare, că facem șanțuri pereate, că facem intrările în toate curțile și mai ales că în extravilan rezolvăm câteva probleme ale acestui drum care au fost foarte dificile de-a lungul timpului pentru că este pe malul Jiului și au fost fie alunecări de teren, a fost fie un drum cu foarte multe meandre. În acest moment vom avea lucruri cu care ne vom mândri, respectiv vom face peste 770 de puncte de acces la proprietăți, vom face peste 20 de podețe, vom face 7 spații de parcare, 15 treceri de pietoni. Prin acest tronson de drum dumneavoastră veți reuși, ne veți ajuta ca să livrăm cerealele cât mai repede, iar cetățenii din localitate să se afle în siguranță, pentru că, după cum am văzut din ce ne-ați prezentat dumneavoastră, acest tronson de drum va fi amenajat cu trotuare, cu podețe, cu indicatoare, cu treceri de pietoni, cum bine știți, avem foarte mulți copii care vin la școală și de aceea un tronson de drum bine făcut și bine amenajat ne va aduce multe beneficii. În ultimii ani, în zonă, s-au dezvoltat societățile cu profil agricol. După reabilitarea drumului, autoritățile locale și județene speră să atragă și alți investitori. După cum bine știți, zona lungii Jiului și chiar a Dunării, în ultimii ani a avut o influență foarte mare în ceea ce privește economia, în sensul că s-au dezvoltat foarte multe societăți cu profil agricol, care au adus un randament economiei prin creșterea producției agricole, fapt care a dus la dezvoltarea numeroaselor baze de recepție, vorbind de cele de la Segarcea, cele mai mari, apoi Drănicul, unde avem și baze de recepție cereale și de livrări de inputuri, Valea Stanciului, Măceșul de Jos și mai ales Bechetul care, unde avem și port, unde se descarcă cereale și se livrează către portul Constanța și mai departe în țările arabe. Drumul județean 561B face legătura între Craiova și DN55A Bechet-Calafat spre Dunăre. Acesta era vital pentru că sute de mașini și de tiruri încărcate cu cereale circulă zilnic. Infrastructura pe acest drum, infrastructura actuală este foarte slabă și aveam foarte multe reclamații din partea cetățenilor și lucrul acesta va face ca cetățenii să se simtă confortabil, chiar dacă el va fi un tronson foarte aglomerat și nu numai ca aglomerat, dar și cu multe probleme, cu alunecări de teren, cu foarte multe
văi astupate de gunoaie pe care noi, autoritățile locale, nu putem din fondurile noastre să facem podețe, să le curățăm și să le amenajăm. De aceea m-a bucurat tare mult acest lucru și prin acest tronson de drum pe care dumneavoastră, Consiliul Județean, ni-l veți face, economia localităților noastre va crește. Noi ne-am apucat să facem un drum care pornește la Zăval și ajunge până la Segarcea și în felul acesta, cu drumul pe care l-am făcut pe fonduri europene, să avem un acces mai facil către podul, către zona de Bechet și de trecerea Dunării de la Bechet. De fapt, aceasta este și cerința ghidului pentru finanțarea proiectelor de infrastructură. În aceste condiții ne-am aliat cu un partener foarte tare din Bulgaria, respectiv cei de la drumurile naționale din Bulgaria, care sunt și foarte aproape, deci cu sediul la Sofia și foarte aproape de guvern, și în felul acesta și ei au putut să-și facă proiectul și l-am făcut și noi și în acest fel putem să spunem că intră încă 6,5 milioane de euro în județul Doj, acest proiect care pornește de la Horezul Poenari și ajunge până la Padea, urmând ca ultimul tronson de la Padea la Segarcea să-l realizăm, sperăm noi tot, în această perioadă, pentru că proiectul este câștigat într-un fel, dar nu este semnat proiectul de finanțare pentru că există niște încorsetări ale acestui program în care nu poți să ai decât 4 proiecte în derulare, iar acesta pentru noi este al 5-lea. Autoritățile locale din Valea Stanciului au mai realizat investiții în comună accesând fonduri europene. Drumul pentru care s-au obținut acum fondurile necesare reabilitării este extrem de degradat. UAT-ul Valea Stanciului a accesat mai multe proiecte pe PNDL cât și pe AFIR. La majoritatea s-au semnat contracte de finanțare. Deja s-au încheiat și multe dintre obiective, școli, grădinițe, altele se lucrează, altele se licitează pe SEAP, dar cel mai mult mă durea proiectul canalizare, pentru că, după cum bine știți, în urma canalizării, multe lucruri rămân pe din afară, moluz, nămol, și faptul că dumneavoastră mi-ați dat această veste bună m-a încurajat și mai tare în licitația care se află acum pe SEAP ca să o urgentăm, ca în momentul în care dumneavoastră vă apucați de această lucrare, noi să finalizăm canalizarea și să putem să colaborăm în vederea finalizării proiectului dumneavoastră. Prima fază a implementării proiectului este atribuirea contractului de proiectare, a precizat Daniela Băluță, directorul executiv al Direcției Afaceri Europene și Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Județean Dolj. Proiectul, pe lângă lucrările efective de infrastructură, mai cuprinde și anumite, așa spuse, instrumente comune de cooperare cu partenerii bulgari, inclusiv o campanie de informare în rândul publicului și copiilor, că tot vorbeam de școli, domnule primar, cu privire la siguranța rutieră și, de asemenea, și anumite elemente inovatoare, ca de exemplu panourile prin care ni se avertizează viteza cu care circulă la un moment dat o mașină pe acest drum. Continuăm, de acum vine partea cea mai grea, proiectul se află în faza de lansare a licitației de elaborare a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, urmând ca, sperăm noi, la sfârșitul acestui an să putem să lansăm și licitația de lucrări. Și de acum încolo, practic, ne bazăm pe o participare bună la aceste licitații și pe norocul pe care îl avem în ultimul timp de a încheia contracte cu partenerii din mediul privat cu capacitate de a implementa aceste proiecte.
Modernizarea infrastructurii rutiere continuă să rămână o prioritate a județului Dolj. Alți 207 km vor fi reabilitați sau modernizați prin investiții cu fonduri nerambursabile. Sunt la ora aceasta 6 proiecte depuse pe fonduri europene în diverse stadii. Cele 6 proiecte însumează undeva la 100 de milioane de euro și avem în implementare deja semnate din Programul Național de Dezvoltare Locală, sunt 4 proiecte și dacă ar fi să, și le-am și făcut un calcul, sunt 207 km de drum care vor fi reabilitați pe fonduri europene sau pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Pe ce drum expres din bani? Sunt 40,6 km pe Programul Național de Dezvoltare Locală, 29 de milioane de euro și 100 de milioane de euro și 167 de kilometri pe ce înseamnă fonduri de la Uniunea Europeană. Avem în pregătire și alte proiecte pentru drumuri, dacă vor fi economii și probabil vor fi economii și se vor relansa diverse axe, vom intra cu cel puțin încă 2 tronsoane de drum destul de mari. Pentru Consiliul Județean Dolj, acesta este cel de-al 13-lea contract cu finanțare nerambursabilă, până acum fiind atrase peste 128 de milioane euro în investițiile realizate la nivelul județului, a mai precizat președintele Ion Prioteasa. Barourile din Dolj și Vidin implementează în perioada 5 aprilie 2017-4 octombrie 2018 proiectul Parteneria Transfrontalier pentru formare și mobilitatea forței de muncă în domeniul juridic. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg 5A România-Bulgaria și are o valoare de peste 430.000 de euro. Viitorii juriști sau avocați au astfel posibilitatea de a se perfecționa în ambele țări parteneri. Acest proiect a fost un proiect original și finalizarea lui, de fapt, va însemna punerea la dispoziția dumneavoastră, a mass mediei, dar și a unor factori și instituții publice, a acestor studii și strategii și de aici încolo cred că faptul că noi semnalăm anumite probleme ar putea să însemne un punct de pornire pentru rezolvarea lor atât la nivel național cât și la nivel transfrontalier. Pentru că se știe acest lucru atât la noi cât și în Bulgaria. Există probleme serioase, vorbesc la nivelul general al pieței forței de muncă, care în timp cred că se vor reflecta chiar și la nivel juridic. Pentru a îndeplini acest obiectiv, echipe de experți din cadrul Baroului Dolj și Vidin au efectuat un studiu comun în ceea ce privește posibilitatea de angajare și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră. Primul pas l-am făcut prin publicarea acestui studiu și un al doilea pas urmează a fi făcut în următoarele luni prin publicarea unei strategii la care lucrăm și care urmărește identificarea unor obiective generale plecând de la problemele identificate în studiu și niște acțiuni care ar putea să aducă un plus valoare cu privire la mobilitatea și angajabilitatea în zona transfrontalieră, în domeniul juridic. Din ceea ce cunoaștem noi, nu cred că s-a mai efectuat și s-a mai elaborat un asemenea studiu în domeniul juridic, forței de muncă din domeniul juridic. Așa cum au explicat și colegii, în baza problemelor identificate în acest studiu, se va elabora o strategie de răspuns, fie la nivel local, fie la nivel regional, transfrontalier, dar nu numai. Și chiar și această strategie, la fel, reprezintă un instrument unic pe care nu îl regăsim în alte proiecte și chiar și în documentele relevante la nivelul strategiilor și politicilor naționale. Conform studiului, cei mai mulți absolvenți de drept aleg să emigreze în state din Europa Occidentală. Țările vecine, cum este Bulgaria, nu sunt opțiune pentru viitorii avocați sau juriști. Este
Adevărat că privim poate mai mult spre vest și mai puțin spre sud, dar dacă ne gândim un pic, e foarte ușor să ajungi la Budini, e foarte ușor să ajungi în Bulgaria, mai puțin de o oră suntem acolo. Pentru noi a fost o reală oportunitate acest proiect pentru că ne-a permis să facem aceste drumuri în mod efectiv și ne-am dat seama că Bulgaria este foarte aproape, mult mai aproape decât am crede și chiar putem construi cu colegii de acolo, putem să lucrăm, putem să ne gândim împreună la problemele comune din acest domeniu și de ce nu la soluții comune. Pentru a oferi absolvenților sau chiar persoanelor care activează deja în domeniul juridic posibilitatea de a găsi mai ușor un loc de muncă, prin proiect se va lansa și o platformă online. Aici toți cei interesați vor putea să aplice pentru un post fie în județul Dolj, fie peste Dunăre. Tot aici, instituțiile sau firmele interesate de asistență juridică pot publica locurile libere. Plecând de la acest studiu și de la strategia care urmează să facem, este să implicăm, să creăm o punte, dacă doriți, între tot ceea ce înseamnă forță de muncă în domeniul juridic, plecând de la studenți, continuând cu avocați, cu juriști și așa mai departe, profesioniști ai dreptului, facem o punte între ei, fie că sunt de un mal sau de celălalt al Dunării, și potențiali angajatori, fie că sunt de o parte sau de alta al Dunării. Încercând să-i aducem mai aproape și să arătăm angajatorilor care sunt oportunitățile pe care le pot avea cu privire la specialiști și să aducem oportunitățile de angajare mai aproape de specialiști. Pentru asta lucrăm la o platformă online care este un unicat și care va permite utilizarea tehnologiei pentru ca orice student, ne punem în pielea unui student de la Facultatea de Drept care termină facultatea și care se gândește eu ce fac de mâine. Iată, se va putea înscrie pe această platformă și va putea să facă voluntariat în zona transfrontalieră, dacă va deveni avocat, dacă va putea să desfășoare profesia de avocat din aceeași platformă, va putea să acceseze proiecte care pot fi accesate de avocat sau dacă va fi jurist sau consilier juridic de asemenea, notar, executor și așa mai departe. Adică încercăm oarecum să facem ceva concret care să aducă zona de cerere cu zona de ofertă în domeniul juridic mai aproape în zona transfrontalieră. Prin proiect, membrii grupului țintă, 155 de români și 157 de bulgari, au participat în perioada martie-august la 6 cursuri de formare în domeniul juridic. Cursurile au fost susținute de experți din cadrul barourilor Dolj și Vidin. Ce am încercat pe baza acelor cursuri care s-au făcut în oglindă și la Vidin și și în Craiova, în română și în bulgară și traduse în engleză, tocmai să oferim o plajă de informații de bază pentru anumite segmente. Fie că vorbim de fiscalitate, fie că vorbim de infracționalitatea transfrontalieră, de dreptul muncii sau de înființarea și funcționarea unor societăți comerciale. Tocmai scopul nostru acesta a fost să facem un ghid util, dar să și pregătim un cadru pentru următorii ani ca viitori și absolvenții ai facultăților de drept să poată să se implice în astfel de activități de consultanță sau chiar și angajatori să fie angajați într-un stat respectiv în celălalt stat. Foarte interesant ar fi și vă citesc la fel din studiu raportat la abilități și la cunoștințe sau cunoștințele pe care se pune accent din partea bulgarilor sau românilor. Foarte curios este că, de exemplu, angajatorii din Bulgaria au acordat un interes crescut din acest punct de vedere abilităților de leadership, urmat de bunele abilități de comunicare și cunoașterea limbii bulgare, în timp ce în privința angajatorilor din România constatăm că pe primul loc stau cunoștințele teoretice în domeniul studiilor absolvite și comunicarea. Cu alte cuvinte, observăm o tendință din acest punct de vedere în mediul de afaceri, ce-și dorești cu unii și ce-și doresc ceilalți. Marele câștig al acestui proiect este și conturarea unei comunități juridice strânse și a unor legături, practic, între cele două comunități, română și bulgară, așa încât ne va fi mult mai ușor nouă și celorlalți, indiferent că vorbim de persoane fizice sau de societăți sau instituții, să
poată să acceseze sau să beneficieze de consultanță juridică sau informații, pentru că inclusiv acele ghiduri, cursuri sunt publice, nu doar comunicate specialiștilor, nu doar celor care au parcurs acele cursuri, așa încât credem noi că este până la urmă atins obiectivul nostru care vizează tocmai o dezvoltare a regiunii noastre și ea să devină până la urmă o regiune inclusivă. Este un prim proiect implementat de Baroul din Dolj, care își propune ca pe viitor să acceseze și alte fonduri nerambursabile.